Anul trecut a fost cel mai greu an din viața mea Pe care eu l-am avut cel mai greu an din viața mea Am fost am fost un copil sărac Am fost, avut, avut perioade când aveam un leu în buzunar Și nu au fost greane Dar anul trecut a fost cel mai greu an din viața mea Pentru că m-am luptat așa Cu depresia de după Care oameni bune există nu e că-mi imaginam eu sau că eram eu, vai, aș, aș juca o depresie acum pentru atenție. Nu, frate, o simțeam în fiecare celor din corpul meu. Pe lângă asta am avut și două episoade de COVID în același an, care și-l luat de acum de, pe, de pereți. Și pe lângă asta am avut și un burnout. Că eu în timpul ăsta, mamă fiind, mai aveam și filmări, mai filmam și campanii, mai mă ocupam și de casă. Că eu am muncit toată viața. Pe mine nu m-a ajutat nimeni, niciodată. N-am știut, nu știu să cer. Și sunt pe mod, bă, muncesc. Nu vreau, să am, nu vreau să mai am grijă zile de mâine. Vreau să, vreau să am relaxarea asta, că dacă mă intru într-un magazin, îmi place paharul ăsta, vreau să mi-l cumpăr, nu să mă uit, n-am bani acum, nu. Am avut mulți ani de asta, nu mai vreau. Și cum sunt și bă, hai că fac și pe aia, chiar dacă știu că nu mai pot, hai că iau și aia, hai că fac și aia, pentru că știu cât pot să duc. Acum, având copilul, nu mai îmi permit momentele alea de să mă să opresc, cum știi, să-mi trag sufletul, știi? Și am tras, am tras, am tras, am tras de mine până când n-am mai putut. Și asta am zis, am simțit ce înseamnă cu adevărat a strage sufletul. Pentru că eu nu mai aparțineam sufletul meu nu mai era mine. Bună seara! Suntem din nou la podcastul lui Damian Deghici. Vă mulțumesc mult tuturor pentru toate mesajele și pentru fiecare mesaj frumos pe care îl primesc de la voi. Chiar sunt copleșit uneori. În, în această seară am invitat o invitată foarte, foarte specială. O să găsiți zeci de variante, aș putea să găsesc de a o prezenta. Este blonda, suprema show-biznului românesc, una dintre cele mai iubite prezentatoare TV, mama unei fetițe minunate și soția dintre cele mai de succes artiști din România. El este prietenul meu, ea este prietena mea. Este o apariție extrem de valoroasă și, în ultima vreme, a stat departe de lumina reflectoarelor și am onoarea să o introduc pe Gina Pistol. Maria! Maria! Maria, sunt eu și un prinț mi-a promis bună seara. Și Maria, eu tot, uit vă, eu tot, să da, da, Gina, de fapt, în acte mă cheamă Georgeta, încă că n-am trecut și Gina că să mă duc. Da, da, da. Spuneți mi la care e faza cu numele. Sunt Georgeta, pistol, Maria. Și uit, uit, uit. Eu am observat ceva, oamenii care au middle name. Eu nu am middle name, adică nume de mijloc, să spun, da? Cristina, de exemplu, o cheamă Andreea Cristina Stroi. Și nu poate să fie... Nu, 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 rezonează, nu, nu rezonează. Nu suferă să se aude niciodată Andreea. Uitați, mulți dintre voi care aveți numele de mijloc, nu îl folosesc. Se pe vremuri... <laughs> mai o să spun și asta. Pe vremuri. Pe vremuri. Așa. <laughs> uh, cumva era obligat să dai uh, copilului numele nașei. Sau da, nașului. Da, da, corect, era corect. Era o chestie corect, de mândrie. Corect, adică da, cum, respect, ai... Uh, și mama, pentru că pe nașa o chema Georgeta, mama de când eram în punte mă striga Gina. Și eu rezonez cu Gina. Georgeta nu, nu, nu... e un sfânt mare. Dar Gina glorie. nu este un diminutiv de la, de la Georgeta, nu, Gina... e de la Virginia. Virginia, nu? Gina nu, Virginia? Sau... Gina Virginia. Nu, <laughs> de la Gina Virginia. Nu, de la, de la nu știu, nu, Gina nu știu, nu știu care Gina este... Gina nu e tăiat în ceva? Nu. Georgia, Georgia, Georgina? Georgina. Georgina. Nu. Nu, Gina... Dacă aveți probleme da. gramaticale, veniți la noi. Ok. Da. Așa cum spuneam, ai devenit o apariție foarte, foarte valoroasă. Așa ai ales tu? De, de, valoroasă în comparație cu... Nu, cât mai, mai, mai rară. Nu, așa a ales viața pentru mine. Nu mai am timp de nimic. Nu mai am timp de nimic. Nu știu dacă eu o simt pe pielea mea că s-a comprimat timpul, dar îmi spunea cineva acum câteva zile că cu cât înaintezi în vârstă, cu atât timpul devine mai. mai puțin, mai, mai comprimat. Știi? Sau poate că noi facem mai mult decât făceam când eram copii sau decât părinții noștri. Chiar mi se pare că facem foarte multe lucruri într-o zi. Și nu mai am timp. Nu mai am venit in... să facem așa de multe lucruri într-o zi? Nu cred. Nu. 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 Cred că e o capcană asta. Da. Uh, cred că e o capcană ca să. Să ne umplem timpul. Uh -huh. Să uiți adică de cine ai, ce. În momente deci... când ai putea să mai stai doar cu tine? Știu că ai copilul, ai, 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 ai responsabilități Nu, nu mai îmi permi luxul ăsta. Nu, dar dacă ai avea luxul, da. două, trei ore, da. știi să stai da. doar cu tine? Da, da. da. Nu, adică, știi uh... să stai doar cu tine sau mai te uiți pe telefon sau ceva? sau doar Nu, cum doar, doar stai? cu mine. Nu, doar cu mine. Până să uh, vină josefin în viața mea, când intram, uh, când din decât un proiect foarte greu, nu știu că, era o, o filmare mai grea sau uh, terminam un, uh, un, proiect. Uh, un proiect așa, îmi, uh, îmi puneam o săptămână, să stăteam doar eu cu mine, că toți eram, voi dar de ce nu ești, ești depresie, zic, nu! Asta eu, eu, când stau cu mine, e cel mai minunat timp, timp pe care eu îl pot petrece cu mine. Pentru că am timp să stau să-mi trag sufletul, am timp să stau să mă, cu gândurile mele, am timp să... Nu știu. Și acum, din păcate, nu mai îmi permit acest lux. Abia anul trecut, abia anul trecut am înțeles ce înseamnă a te opri să-ți tragi sufletul. Știi că e vorba aia din bătrâni. Uite, mai mă opri să-mi trag și eu sufletul. Și abia anul trecut am înțeles ce înseamnă, de fapt, a strage sufletul. Ce înseamnă vorba asta, da. Mama și la mine de multe ori găsesc vorbe de asta de la bătrân, de la tata, de la de care m-a crescut cu bunica mea. Mama mi a dat 40 de ani să înțeleg vorba asta. Aveau aveau bătrânii noștri, bunici, nu aveau multă școală, dar aveau niște. niște. Proverbele astea, zicalele astea românești, sunt mai tardă cu orice terapeut. Da. Eu țin minte tata avea o vorbă care spunea. zice, De ce vrei să le pe toate așa de Mai fi așa curios că mor de tânăr. Și nu puteam să înțeleg ce spunea. Și abia după aia mi-am dat seama. Când ajungi la un moment dat, mm -hmm. dacă știi prea multe lucruri despre în unele lucruri, scurt, scurt după aceea când îți cineva... Da, da, ești... Ce mai... Ce -i care -i mai... Ești pictisit. Da, 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 da. Cum arată o viață din... Cum arată o, cum arată o viață ziua, din ziua... Din ta. Cum arată o zi din Băi, viața ta. E, trezit la șapte fără ceva pregătit copilul și mamele știu ce înseamnă când îți pregătești copilul pentru școală, că trebuie să îl bagi în mod bun, adică nu mă te hai trezește și îmbracă te hai să mergem. Nu, trebuie să mă Cum Am fost, fost noi. dispusă. Da, Ce, voi mă singură, nu. Haide mă. Da. După care îmi iau o oră să i dau să mănânce ceva, să o schimb, să-o îmbrac, să nu că nu vreau să și înceapă ziua pe energie de a știi, de agitație, de nerv, de vreau să înceapă copilul ziua bine. Și asta înseamnă un efort în plus din partea mea. După care o las la creșă, Mă întorc acasă, mai fac un altă prin casă, treci imediat timpul să facă jumătate și trebuie să mă duc să o iau, că avem, o avem la program scurt. Uh, mai trag campanii, deci în fiecare zi fac foarte multe lucruri. Și nici o zi nu seamănă cu cealaltă, în afară de uh, rutina asta de dimineață pe la care ce te uh, După ce adorme copilul, este singurul moment în care simt și eu că mi-aparțin. a Și te uiți pe Netflix, pe TikTok, pe Instagram? Citești? Um, am întrebări de alea tâmpite care îmi bătui, eu, trec prin cap. Ce înălțime avea Iisus Hristos? Ce, unde, oare mă întrebări de unde, oare unde mi este certificatul de naștere, știi? Mă oi uit cu Andrei pe, pe la filme, ne mai uităm că avem seriale noastre de care ne dau așa o doză de bună dispoziție, mai apuc să citesc două, trei pagini dintr-o carte pe care le recitesc în fiecare seară pentru că mintea în timpul ăla în zboară în toate părțile. Mai o, ai, timp să, mai ai timp să fii obsedată cu serial, adică când începi un serial să nu poți să te oprești. Nu, și de ce le revedem pe cele pe care le-am mai văzut de 7 opt ori. <laughs> și ne uităm ca și cum le-am vedea pentru prima dată. Și cam atât. După care te am dat seama că trebuie să mă culcă pacuș și sună alarma. Cum arăta o zi a pistol acum 6-7 ani? Îmi permiteam luxul să mă să citesc mai mult, să ascult muzică. Aveam momentele astea ale mele când uh, aveam câte un playlist de, de mundu pe care îl uh, aveam atunci, uh, mai aveam un pahar de vin, mai mă cu niște prieteni, mai, nu știu, eram un pic mai prezentă, parcă. Acum, tot ce fac, fac pentru casă, pentru copil, în primul rând, și uit un pic așa de mine. Ce lipsește cel mai mult din cealaltă perioadă? Uh, Gina îmi lipsește cel mai mult. Da. Cu toate că în perioada asta, așa cum spui tu, Tocmai am avut o, o discuție foarte, foarte tare uh, uh, cu un, un așa zis terapeut, coach, că noi avem discuția mm -hmm. asta, despre, vorbim despre asta, uh, și cu Andrei, și spunea, mi-a spus asta într-un într call, ceva super, super interesant, e pentru prima oară când împărtășesc asta cu oricine, doar cu Cusine, a spus asta săptămâna trecută. Și e un tip super, super tare din state. Și zice, noi noi majoritatea dintre noi oamenii fugim de emoții. Ne e frică de emoții, fugim să simțim. Și de, de asta oamenii se avem atacuri de panică, anxietate, tot felul mm -hmm. pentru că încercăm să controlăm, să fugim de emoții. Și asta spune, exact cum ai spus tu acum, adică vezi acum că într-o zi de dimineață de la 7 până seara la 12 până noaptea până te adormi, în tine trec 3000 de de feluri de emoții, sus, jos, fericită, supărată, nervoasă, stresată. Și asta spune -te -te că gândește-te, înainte să vii aici ce mișto ți ai ales să trăiești o viață plină de emoții. Mm -hmm. Bucură-te! Că de-asta adică, de adică, adică, că tu ai știut că o să alegi așa și ai ales, mamă, o să am așa de multe emoții, o să trăiesc, fiecare zi am, o să fie plină de emoții. Cum ar fi fost să ai o viață total plictisitoare, să, nu simți niciun fel de emoții? Mă cred că mă gândesc la asta foarte, foarte des, deși uh, Nu e, ușor, nu e ușor viața pe care eu o am, că este intensă n-aș fi vrut o viață plictisitoare și anostă, știi? Gen, bă, mă duc la, stau 8 ore la... Adică nu, nu judec pe nimeni, că sunt oameni care au nevoie de, au nevoie de, de, de rutina asta. Nu, mi-e -mi place să... Mi-e place, mi place să simți viața Mi-e -mi place, da, 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 da să știu că trăiesc. Nu știu, așa sunt eu. Că e... într-un fel, haos, dar da, un haos organizat. Da. Da, și vorba ta, și uh, caroselul ăsta emoțional. Da, acum sunt, uh, acum plâng că m-a sensibilizat nu știu ce. După care râd, după care mă sunt nervoasă. Da, uh, cred că asta sunt eu cu totul. L a avut Joe Rogan iarăși pe, pe Elon Musk la el în podcast și a pus o întrebare. Am văzut acum câteva zile și ce. How it is to be in your mind? Cum e să fii în mintea ta? Dreu. Și Musk îi spune It's a lot of house. E mult, mult haos. n vrea să fie acolo. De ce? Pentru că e Uf, mult haos. Da, da, da. Așa e și la mine. Ce face micuța Josefinia la creșă, la grădiniță? Este la creșă. Este din ce în ce mai simpatică și mai se conturează așa ca, ca om. Și a început să glumească, reacționează la glumele noastre, ceea ce mi se pare super tare. Și ne amuzăm foarte mult și ne simțim foarte bine când stăm toți trei împreună. Nu știu, avem... Vom așa o chestie noastră. Și asta vorbeam cu Andrei. Bă, cât de norocoși suntem. Cât de norocoși suntem că facem ceea ce facem și că avem timp să creștem un suflet, să, să facem noi tot ce putem noi, să facem să-l creștem frumos. La asta mă gândeam și cu, cu, cu Cristina. Cât de incredibil este să-l și să, crești, să creștem diferit de cât am fost noi crescuți. Da, da. Adică și să, să, să poate să aibă părintele poate care, care de multe ori nu le-ai avut tu. Da, păi da. Mhm. Mm Că știi cum, că atunci când devii pe părinte, vin cu o mătușă, cu mamă, cu o vecină mai în vârstă și îți spunea acum să... Și tot timpul am asta. Ai avut timp tu să fii părinte pe la timpul tău? Lasă-mă și nu să fiu părinte mă, la, la cum, în, fel felul meu. Poate nu o să fac același lucru la fel de bine cum ai făcut tu. Dar îmi fac tot posibil să, fac tot posibilul să cresc copilul cât mai sănătos. Din toate punctele de vedere. Cum, cum e relația ta cu părinții tăi? Păi, relația mea cu părinții mei nu este cea mai frumoasă relație, pentru că tatăl meu s-a despărțit de mama când eu aveam 6-7 ani. El și-a refăcut viața, are familia o altă familie. Iar cu mama s o iubesc, chiar o, o iubesc și doar că nu avem o relație de prietenie. Pentru că undeva, la un moment dat, s-a rupt legătura noastră emoțională. Uh, erau ei în... Uh, se judecau și tata, ca să nu mă găsească mama, m-am am, am mai spus o dată. M-am trezit la o femeie pe care eu nu o cunoșteam, ne explicându un nimeni ce caut eu la femeia, aia, fără tată, fără mamă, că tata nu știu, nu știu, care sunt poveștile exacte, reale. Iar eu atunci ca și, ca și copil m-am mi-am zis, ok, asta ce înseamnă, că sunt singură și trebuie să mă descurc singură. Și de atunci, de la șapte ani, sunt cumva... Îmi ia parțin de mie. Un da. Un da. Un și nu am, n am nicio legătură și legătura niciodată nu s-a, nu s-a făcut înapoi că nu conexiunea cu mama ta. Nu. Ai mers o la psiholog, la cons da, consilier, da, la terapeut da, da, și tot, da. tot nu... Băi, din ce am uh, vorbit așa, e bine să nu forțez lucrurile. Adică n-am cum să refac ceva ce nu nu, iubesc, vorbesc cu ea, adică da, avem o relație ca doar că nu suntem prietene. Și are ea, îmi declanșează mie și trigăre care, știi, care, da, sunt lecțiile mele. Nevindecate, da. vindecate. Da, nevindecate de altfel. Am și o grămadă de vindecat. Copiii noi, din generația noastră, avem cam multe exact, de vindecat. Exact. Dar să spune Dar, că generațiile de... noastre suntem vindecători. Da, da, da. da. Cum ați da. reușit să țineți și departe pe Josie de ochii publicului larg, fiind amândoi două persoane extrem de cunoscute și care este principalul motiv acestei decizii? Că și voi sunteți sătui de fotografii. Nu e... Știi ce care este? Este încă un suflet tânăr. Așa-i zic eu, că el cred că e un suflet bătrân, fime. E... Nu vreau să-i spun la... Nu știu câți oameni vor înțelege ceea ce spun eu, dar tu mă înțelegi sigur. Nu vreau să-i spun la toată energia asta pe care o simți. O simți și tu, chiar dacă îi zici, bă, postez o poză pe internet. Nu, dar gândurile oamenilor care vin spre tine, spre poza aia, sunt foarte diferite și în ziua de astăzi sunt puține alea care sunt bune. De ce să fac asta copilului meu? Pentru ce? Pentru să-mi validez eu, mamă, ce copil mișto am, ce fetiță frumoasă am, ce uite câte like-uri a primit. De ce să fac asta? Poate ea nu-și va dori lucrul ăsta. Ce tare! Dar eu simt asta... Um... De când am început eu relația cu Andrei, îți dai seama că și el are f -f -f fanele lui și eu am fanii mei, fostele sau foștii, nu știu. Dar cumva de când noi am început relația, ne luptăm cu tot felul de energii de-astea mai puțin uh, bune, știi? Că simțim am și noi, avem și noi lupte de astea, știu. Simțim. Da, da, da. Dar nu știu cât, acum, nu știu cât, câți, câți oameni vor înțelege ceea ce vreau să spun. Da. mama, luat aia prin Nu, 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 nu arată totul nu, 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 e nu, de o, 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 vibrație energetică, am... o frecvență, o frecvență care o simți că e o vibrație da, mai joasă. Da, da. Da, e foarte clar. E, e, și de, e ce, de ce, să se fac asta copilului meu? Pentru ce? Da, poate viitorul ăsta va fi, când va el fi este, totul... Când el este mult mai sensibil decât noi. Și noi suntem sensibili la cumva... Și ca o mamă ce sunt, că toate mamele sunt leoaice, o să fac orice să-mi apar copilul. Și așa consider eu, așa considerăm noi ca părinți că o protejăm pe 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 ea. Când va crește și dacă va decide ea să-și facă, bine, sub supravegherea noastră, e liber să facă asta, când va putea ea să aleagă. Dar acum dacă nu poate să aleagă, de ce să fac eu asta? Eu știu că am copil mișto și simpatic. Atunci când va crește, dacă îți va spune la 8-9 ani că vrea să devină publică, ce îi vei spune? Chiar la cine Adică îi vom prezenta ce înseamnă a avea o viață publică. Îi vom spune, din atât eu cât și Andrei, ce înseamnă, cu ce vine a fi o persoană publică. Cu ce plusuri și cu ce minusuri vine. Că nu, e doar, nu sunt doar um, lucruri minunate atunci când devin o persoană publică. Orice și pununa, aici, a, aici mă refer, dacă, de dacă la un vine și cu, cu mărăcini printre, știi? Nu mă refer doar la dacă își face o carieră ca artist sau ca vedetă. Mă refer, uite, cum e sunt copilul Andrei și alu-măruță care mm. își expun viața online și asta. Ai fi de acord cu așa ceva? Cum o vezi? Noi vedem un pic lucruri, da. lucrurile. Nu judec pe nimeni, fiecare este liber să facă ce vrea cu viața lui, ce vrea cu familia, nu e, dar noi simțim altfel treaba asta. O să explicăm și dacă ea chiar insistă, cumva o să o noi, să fie mai safe un pic uh, drumul ăsta. Mă uit la tine, că te știu așa de bine și pe tine și pe, pe Andrei și am și discutat de, de așa de multe ori și mă gândesc și eu la Andrei, adică când o să devină el sau ea și o să fie conștienți de cine suntem noi și care va fi impactul asupra lor. Te-ai tu la asta? M-am gândit, ne gândim. Și mă gândesc e, wow și e... Este ce ce spun eu copilului? Că ea acum vede că îl mai opresc oamenii pe tata să facă poze, vede că uh, a fost un episod foarte funny, ne-am dus cu Andrei uh, când avem timp, îl mai însoțim la concerte și uh, a oprit uh, duba cu care mergeam de la, la scenă, a oprit lângă scenă cumva, Andrei s-a dat jos și m-a dat și mi jos cu Josefin în brațe și au început cu, cu oamenii de acolo, hei, hey, nu știu ce se aplaudau și Josefin s-a întors, era, i-a crezut că pentru ea să s-a făcea cu mâna. <laughs> Și uite de mălaia, cu făcea cum era toată. Da, ne gândim foarte des la asta, nu știu cum o să facem. Nașa mea de nașa noastră de colonie ne-a dat ne-a recomandat un psiholog foarte bun, special pentru a, 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 a mergem toți trei și să știm noi cumva să aportăm cea mai sănătoasă variantă pentru a i prezenta ei treaba asta. Că nu știu cum, nu cum e greu de diluit. Nu vreau să devină, adică la cum este nu o să devină, dar n-aș vrea să fie genul de copil răsfățat și văd și. Da, 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 da. Nu. Și trebuie să. Trebuie să învățăm să facem po treaba asta cât mai. Mi-a zis Andrei care are inclinații artistice. Da, da. rău de tot, adică talent ureche. Când eram însărcinată, îi puneam muzică. Este o aplicație foarte în mișto, Nuril se numește, făcută de un cred că pianist și a făcut-o special pentru copiii lui. pe YouTube, dacă cauți băiatul lui, la șapte ani știa nu știu câte limbi străine. Pentru că se dezvoltă o, parte a creierului care, na, și e muzică experimentală, muzică grea. Deci vreau să spun la început când, la când era Josefin și era ora de masă, puneam așa o oră să cânte la... Bă, deci eram uitat la Andrei zic, când se termină playlist ul că nu mai pot, mă nu era muzică de aia de, știi, da, da, de da, da, meditație, da, da. nu, era jazz de la expert, ceva greu. Și uh, eu îi puneam uh, zilnic programul ăsta, îi puneam căștile pe un volum să nu o deranjeze și o simțeam că reacționa la muzică. Și de atunci noi oricum ascultăm foarte multă muzică în casă și uh, văd că este foarte, are o rechie muzicală foarte bine dezvoltată, pentru că felul în care ea dansează, noi i-a arătat, am învățat-o noi mișcări, i-am pus la un moment dat pe YouTube să vadă ce înseamnă baletul, pentru că îi plăcea uh, Tchaikovsky, îi, plăcea, uh, îi plăceau anumite melodii și a avut o carticică cu lacul lebedelor și a apăsat pe câte un buton și s-auzea oh. o mică parte din, știi? Și era fascinată. Zi, mama, hai să-ți arăt ce înseamnă baletul. Și am arătat câteva minute din, dintr-un... Din, da. Asta fa era uim, fascinat, fascinat. Da. Și până după ce a fost aia, a început ea să... Bine, e un contemporan mai mult. Și o văd cât cum reacționează mimica ei se schimbă de la o piesă la alta, Știe accentele, să vezi cum se, se oprește la fix, însă termină melodia, e cu priză de aia, știi? Și nu te-am de bă, deci e... e, oricum copiii noștri sunt peste noi. <sus> O, o, -o. Andrei Andrei citește este, la patru ani jumate, nu poți să-ți imaginezi. Cu... Dar ce face? Nu poți să-ți imaginezi. Tot în în avion, ar, în aeroport, ta. în toate părțile. De... Și în engleză și în română. Foarte tare. Da, sunt. ne depășesc. Ne depășesc. Cum e? Mi-a spus deja, dar te întreb și pe tine, așa pentru public, cum e Andrei ca tată. Îl prinde? Da. 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 Este. Este un. Am norocul de a Am... avea un un soț care este prezent în viața noastră uh, și este se descurcă foarte bine și pe partea tehnică adică Andrei m-a ajutat la băița ei, l-a schimbat scutecele iar tu știi pe Andrei că nu are îndemunarea cea mai <laughs> și când eram ținte, când eram însărcinată n-avea decât să-și încălzească ceva într-o farfurie, să bage în cuptor, să scoată cu farfuria și să... avea 13 pași de făcut. A scăpat farfuria. Și eu însărcinată zic, nu păi cum o să țină copilul în braț, dacă scapă copilul pe jos. Dar de când a prins copi, de când s-a născut Josefin, e... A prins curajul și merge. <laughs> Se joacă mult împreună? Da. Da. Au momentele lor și îi las, adică mă bucur când mă retrag frumos. Ea e încă lipită de mine, dar uh, au foarte multe momente ale lor. De dansat pale, să-l vezi pe Andrei cum dansează în la șapte dimineața să rămân încă dormind. Așa. Uh, uh, are, uh, îi, îi citește că ea vine cu cărticica și spune vreau, vreau asta. Știi? Și se pune în brațele lui și stau împreună și îi citește. Să deci, ce voce are Andrei, că unor mai rămâne cu vocea de cititor, știi? <laughs> și vezi că e rămas cu vocea de da, au, o relație foarte mișto. Și -conectat e conectat în timpul... E topit după ea. Știu, știu topit. Mi-a spus să... E topit. Îmi spunea când eram însărcinată, băi, Mimi, tare, mi-e frică să nu fiu foarte, să nu fiu genul de părinte autoritar. Și îmi zboi. când o să vină fite la tine și o să zică, tati, să fac așa, o să te topești. Și acum mai vine cu toată la el și îi spune, tati, bobisi. Bobisi e un desen în anima, da, bobiță da. și uvră, dar și începe bobisi. Și să uite la mine și... 30, n-am n-am ce să. Mine are 46, 4, 6, nu știu că, că am spus fata noastră. Eu sunt total Da. Da Andrei, da, da tati. Da, și s-a da. și prins acum aici Mecher. S-a prins că măsa ea care s-a ia de el și s-a uitat la mine. Eu am săptămâna trecută undeva și el n-a mâncat niciodată și întreabă, domne, dacă îți ceva, vrei ceva, n-a mâncat niciodată zahăr, gluten, lactoză. Și Cristina. a luat niște un nou Kinder, era un nou Kinder la la hotel aici unde eram în Dubai. Ăștia au pus de toate și un nou Kinder. Și a venit cineva la noi în vizită în cameră și să schid două kinder. Dar el deschide o kinder doar pentru jucărie de și dă, o dă altcineva mâncare. Și luase în fiecare zi cu un nou kinder, cu un nou kinder de acolo și a zis, Andrei, cumpărăm și o nu-i nevoie să luăm de aici. Și a venit asta în vizită la el și vrea să-i dea uh, o kinder. Și ce vreau uh, o kinder. Și mă, nu-l vedea, era cu spatele. Uh -huh. și, și se uită la, 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 fata asta și spune, tati, poți să am o kinder? S-a <laughs> prins. <laughs> E foarte mișto și, și al vostru. Hai să rămână, să, vă trăiască și voi să rămână, mulțumesc mult. Dacă ai puterea să alegi pentru Josefin, ai vrea să fie persoană publică sau nu? N-aș vrea să decid eu asta. Nu vreau, nu vreau să fiu genul de părinte, știi, ce, toate frustrările mele acum altă de viață să le facă fime. Eu n-am făcut aia, fă o tu. Nu. Eu cred că fiecare om atunci când își alege să vină pe pământ, are destinul nu știu, așa cred eu, poate vorbesc prostii. Saul, da. filmul ăla. Da. Eu cred că ea are deja, ea știe ce va fi. Eu nu fac decât să-i să, -i, să -i înfrumusețez și să cât pot eu, știi că au plan de avea, să-i pun în să-i pun o apă când trebuie, știi? Cât da. de mult uh, v-a schimbat relația după ce s-a născut uh, Josephine? Mai o perioadă a fost, uh, eram amândoi pe mod uh, copil. Doar copilul, 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 copilul. Eu eram atât de obosită încât nu voiam decât să dorm. Ce să mai stau cu borbații? Primele, 4 5, de 15, zi, de primele da, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18 a avut, luni. Ai avut postpartum, <laughs> depresie sau ceva? Am avut, am avut. Anul trecut a fost cel mai greu an din viața mea. Pe care eu l-am avut cel mai greu an din viața mea. Am fost am avut, am fost un copil sărac. Am, am avut perioade când aveam un în buzunar. Și nu au fost greiane dar anul trecut a fost cel mai greu an din viața mea, pentru că m-am luptat așa, cu uh, depresia de după, care, oameni bune, există. Nu e că-mi imaginam eu sau că eram eu, vai, aș, a juca o depresie acum pentru atenție. Nu, frate, o simțeam în fiecare celor din corpul meu. Uh, pe lângă asta am avut și două episoade de COVID în același an, care și-l luat de acum de, pe, de pereți. Și pe lângă asta am avut și un burnout. Că eu în timpul ăsta, mamă, fiind mai aveam și filmări, mai filmam și campanii, mai mă ocupam și de casă. Că eu am muncit toată viața. Pe mine nu m-a ajutat nimeni, niciodată. N-am știut, nu știu să cer. Și sunt pe mod, bă, muncesc. Nu vreau să, am, nu vreau să mai am grijă zile de mâine. Vreau să, vreau să am relaxarea asta. Că dacă mă intru într-un magazin, îmi place paharul ăsta, vreau să mi-l cumpăr. Nu să mă uit, ai, n-am bani acum, nu. Am avut mulți ani de asta, nu mai vreau și cum sunt și bă, hai că fac și pe aia, chiar dacă știu că nu mai pot, hai că iau și aia, hai că fac și aia, pentru că știu cât pot să duc. Acum, având copilul, nu mai îmi permit momentele alea de să mă să opresc, cum să-mi trag sufletul, știi? Și am tras, am tras, am tras, am tras de mine până când n-am mai putut. Și asta am zis, am simțit ce înseamnă cu adevărat a strage sufletul, pentru că eu nu mai aparțineam, sufletul meu nu mai era mine. Eram doar un om care făcea chestii mecanice. Mecanic. Și atunci Andrei mi-a zis, bă, noi avem nevoie de tine să fii sănătoasă. Și la minte, și la suflet. Și am zis, ok. Eu am simțit, eu am simțit că trebuie să iau o pauză. Fiecare celulă din corpul meu striga cu disperare, oprește-te, oprește-te. Că tu ca să fii o mamă bună pentru copilul ăsta, să fii o soție bună, să fii o fică bună, să fii trebuie o soră să fii bine bună, bine cu tine. trebuie să fii tu bine cu tine. Iar eu nu mai eram bine cu mine. Aveam momente, mă duceam în pe la și plângeam tot drumul, din... nu știam de... bă, dar de ce plâng? Am un, am un bărbat pe care îl iubești și l-ador. Un bărbat minunat. Am un copil sănătos. Sunt sănătoasă. De ce sunt atât de... Pentru că nu mai, nu mai era în corpul meu. Cum te-ai reconectat? Păi, terapie. Când mai am așa momente libere, mă aduc așa și mai stau de vorbă cu Dumnezeu, care a fost momentul care declic de, și a ieșit din depresie? încă mă lup cu Eu zic că cumva, adică eu sunt într-un sertăraș acolo și mă scoate din când în când capul când sunt slăbită, știi? Dar este, e o, luptă mai... De fapt, nici nu e, trebuie să o și pe asta că face parte din mine, de ce să mă opun? Că tot, noi conținem tot. Acceptat, acceptat. trebuie să accept și să învăț văd să, să dacă trec o accepti, trece prin tine, da, trece pe da, tine. Da. Și e pe acolo, pe undeva. <coughs> Anxietate ai avut? Da. Am avut și atacuri de panică. Nu știam ce naiba sunt alea, dar le-am avut. Le-am avut și le fac pe fond de oboseală. Le fac pe fond de oboseală. Și le pentru fac... Pentru să controlăm. Le fac la mu, eu, 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 la ce reacționez când foarte mulți oameni vin spre mine și îmi spun fiecare vorbesc despre lucruri, nu pot să diluiesc. Dacă sunt mulți factori de ăștia perturbatori externi, mă, mă dau prin de pământ, nu pot. Um, ideea este că eu un an în care am prezentat cele două proiecte care de altfel au fost perioade minunate din viața mea dar, că există și un dar aici eu cam 4-5 luni din an, eu nu mi-am parținat că eram supărată, că eram ciufută, că eram nervoasă, că mă dureau ovarele că mă durea nu știu ce, că eram supărată cu al meu sau că eram de de mă despărțită de nu știu, că aveam o suferință eu atunci când intram în platou, eu trebuia să foarte greu, știu, foarte greu, da. Eu nu mi-am dat seama ce înseamnă asta. Dar uite că acum fac, la terapie ca să-mi rezolv toate, pentru că e foarte greu să nu îți poți trăi emoțiile atunci când le simți. Știi? Că eu ce făceam? Le puneam într-un sertare pe închidere l dau și gata. Pentru că oamenii mă știu da, 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 dar așa e normal. Și făcând asta 14 ore pe zi, zi după zi după zi, băi, am da, și eu acum încerc să mine. E practic, știi când stai într-o trăsură și dai, dai în cal și hai, 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 la un moment dat se schimbă un pic uh, cursul, trebuie să-mi cetinești. Bă, da, tot ce avea în trăsură, îți vine în spate, știi? Așa sunt și cu astea. Toate stările mele pe care eu nu mi le-am permis să le trăiesc la momentele potrivite, ele sunt acum, hei, ce faci simpatică, suntem și noi pe aici. Și dacă... acum încerc să mă le îmbrățișez pe toate. Și dacă cineva ar spune pe tu, acum că voi sunteți bine, aveți tot ce vă trebuie, aveți aia, aveți aia, aveți aia, cum am, aveți problemele da. astea? Da, dar uite cu ce preț. Am, da, dar am muncit al mult pentru ele. Nu ne pică din cer, nici nouă. Au fost multe zile când de sărbătoare sau duminici când eu trebuia să mă duc să prezint ceva sau am dat timp din viața mea, timp pe care nu mi-l dă nimeni înapoi. Adică să nu credeți că nouă ne pică din, din cer. Deși pare că postăm noi pe Instagram chestii mișto. <lătă> nu e... nu suntem așa non-stop. Ne diluim și noi cu același trei pe care, cu care diluiești și tu. Doar că noi am învățat cumva să le, să le ducem mai cu zâmbetul pe buze. O să pară că sunt mai ușor la noi. Dar uneori nimeni nu știe cât de mult întunerică înăuntru sufletul da. nostru. Dar să știi că oamenii creativi au nevoie de partea asta, știi? Au nevoie de melancolie, au nevoie de depresie, au nevoie... Asta te fac creativ. Acest uh -huh. echilibru. Uh -huh. Sau acest dezechilibru, cum vei să spui. Că un om foarte fericit sau foarte așa, nu, nu o să crezi niciodată ce... o doină, o pictură mișto. Nu... Omul la care pare o suferință acolo, știi, el la creează. Da. Smarii te-a susținut? Andrei, da. În perioada asta? Da. Grea? Da, da. Este primul om din viața mea și nu mă refer Am două, am două, trei prieteni de suflet care sunt ca, ca familia mea. Este primul bărbat, să zic, din viața mea care mă susține 100%. Doamne ajută, ce frumos. Uite, ți-au ochii. Știu că ești o persoană credincioasă. Ai apelat și la duhovnic? Da, am și eu, am și duhovnic. Și? Da. Eu? Um, eu cumva, relația cu Dumnezeu am de mică, neînvățându-mă nimeni ce trebuie să fac sau... Nu, la țară mergeam și noi pe la biserică, că mai era o mormântare, mai primeam niște colivă, mai adunam banii din, din urma pă, mortului, bine, o zic cu zâmbet pe buze. Da, da. Dar așa se făcea la țară, știi? Și am simțit, fără să mă învețe nimeni asta, că... Ok, nu e bărbosul la pe un orișor, dar e cineva acolo. Și am simțit toată viața că e lângă mine. Și sunt un om credincios. Mergi la biserică? Merg la biserică, dar uh, când simt eu și la anumite, în anumite locuri, știi? Și legătura pe care o am cu anumiți preoți, nu pot să zic că o am cu de anumiți, nu știu, am o chesti, chestie de energie, de cum simt eu. Dar dacă vrei pe Dumnezeu, îl găsești oriunde. Și că te pui cu curul pe iarbă și te uiți așa, ești și acolo. Dar e nevoie și de un îndrumător mai înțelept. Care, un duhovnic. Un duhovnic care vede un pic. E ca un părinte de la înțelep și bătrân, știi, care îți dă un sfat, care îți arată, bă, uite ăsta uite, uite pe acolo unde se vede că are ale drum, știi? Ați -a dat părintele duhovnicul tău, ți-a dat canone? Nu, 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 nu. Dar mie, Andrei, mi-a dus de pe muntele Atos, mi-a dus brumaci Domnului. Așa mi-a dus Cristina înainte să fiu cu ea și toți doctorii au spus că nu o să mai niciodată gravidă și a rămas gravidă. Și fii atent. De la batopedul. L-am purtat. L-am purtat, nu știu, l-am pus într-un portofel și era cu mine tot timpul. După care am aflat, după în urma unor analize am aflat și mi-au zis mai mult medici că nu am nicio șansă, am șansă de 0,1 să, rămân, să oricum, nu -a rămân sărcinată. Chiar și cu tot felul de tratamente și așa, că nu promite nimeni nimic. Uh, am rămas sărcinată și știu momentul în care am rămas sărcinată, că am zis, bărbatul meu a zis, bă, a fost aseară ceva, ciudat, dar nu știu cum să explic. Și, uh... și ce crezi, eram într-o perioadă când nu eram fertilă. Să-mi explice mie cineva cum e treaba asta. Și ce am simțit eu în momentul ăla, n-am mai simțit niciodată în viața mea, nici nu știu cum să-ți explic, să-ți povestesc ce am simțit. În fine, am rămas sărcinată, după care au început... Uh... Oamenii oameni din jurul meu, păi da, dar la vârsta ta poate nu e o vul de calitate, poate, știi? Fiecare să planteze oh. sămânță de, 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 îndoială, știi? De... Și eu ce-am făcut atunci? Și bă, dacă Dumnezeu a vrut să să fac un copil, pentru că mai avut, eu nu ne am ciurut niciodată lumina Dumnezeu. E doamna, că tu consider că o să fiu un părinte bun, o mamă bună, dăm. dacă nu, asta este. Și... Uh m-am rugat în fiecare zi de, de sarcină. În fiecare zi m-am rugat la Maica Domnului. Așa. În fiecare zi de sâmbătă, nu știu de ce am ales eu sâmbăta, uh, citeam uh, uh, Acatistii mai, uh, Maicii, Domnului. Maicii, Domnului. da, și în fiecare seară aprindeam o lumânare și mă rugam, în am de mod să mă fac rugăciunea. Și la început Acatistii nu înțelegeam deloc. Mamă, e atât de greu și nu, nu, și mă, cumva s-a limpezit. Și uite că am un copil care este sănătos la minte, la trup și la suflet. Dacă ar fi să faci un story, Muriel, în care să vorbești tineri care urmează credința în Dumnezeu, cum ar arăta acest video? Nu știu, nu știu cum să... Știu doar să... Și eu știu doar să spun ce simt eu. Că este ceva mai presus de noi toți. Și este acolo pentru toți. Și nu strică ca din când în când să, să, -i, să vorbești și să-i mulțumești pentru tot ce ai. Am un set de întrebări, dar, dar am văzut că ai lacrimat când ai spus cuvântul Doina <laughs> și vreau să spun ceva. <laughs> you <laughs> eu când eram mică am fost la toate, așa erau astea, cercurile la școlare, arta foto, da, arta... era da, da. să când la nai, nu știu nu ce mă fascina. Da. Wow, mă fascina naiul. Asta. Doar că mama fiind, fiind să mai săraș, nu își permitea să-mi ia nici instrumente, nici să mă... Dar asta a fost o chestie a mea. Bă, mă fac să-ți facă domnul nai acum, că spus. Dar știu că e greu. Da. E, e greu. Dar fii atunci ce am simțit, deci... Îmi trimite Andrei invitația pe telefon martie 25-26 sau ceva. Erați în Los Angeles. Mm -hmm. Anul ăsta. Și vă sun. Eram la Șerban în studio. Erați în hotel, dacă m țin Zic, gata, vin eu să... Vin și eu... Bineînțeles, voi m-ați invitat la anumită cu Cristina, dar zic, vin să, să vă cânt. Și el nu vă da. frăție, trebuie să vii să, să, te distrezi, nu vii să cânti, nu știu ce. Perfect. Trec vreo pe două, trei săptămâni și ne vine un eveniment pe 27 mai. Și după aceea eram plecat cu Cristina în o vacanță și cu Andrei în Italia și primesc un mesaj, un, telefon. Alo, da, ce faci, frate? Zic, bine. Și cum mai ești? Bine, te zic, dar da, ce ce să te pompești așa? E, ceva s-a întâmplat, e ciudat. Cum merge? Bine. Zic, Andrei, dar ce vrei să spui? Că de, 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 ce o lungești așa? Ce bă, m-am gândit și dar nu știu cum vreau să spun. o si ce vrei să spui? Zice, totuși aș vrea... Zic, mă, ce ai? Zice, mă gândesc că ar fi mai bine tu să cânți la nuntă, că, da, adică să faci distracție și mie și Lugina de place de tine să zic, ok, dar nu mi-ai spus până acum așa, am avut un alt eveniment. a pe și cum faci? Lasă-mă să vorbesc cu omul ăla, să mă descurc. Și evenimentul la unde crezi că era? Tocmai la Col, Col, Coldea, mai în Brașov. Adică, nu poți să-ți imaginezi. Și aveam și concertul la săptămâna renăscută a doua zi. Oricum am dat peste cap. Băi, parcă nu poți să să-ți imaginez cât de mult mi-am dorit și... dar nu pot să-ți imaginezi cum a fost aia că în fiecare zi aveam să repetiții câte 16 ore sâmbătă am repetat de la ora 7 dimineața până la 9 seara am venit la voi, am cântat am trimis trupa la, la Coldea și pe am fugit eu la Coldea încă două ore nici nu știam unde e, că e departe rodul totul mai aproape de Brașov și am ajuns înapoi la 5 dimineața și pe am pornit concertul dar m-am bucurat mult că am, pus... am putut să fiu acolo pentru voi, și mulțumim. din tot sufletul Mulțumim. Ați avut una dintre cele mai mediatizate nunți de în ultimii 10 ani în România. Cum a fost noaptea aceea pentru tine? Eu știu că am fost acolo. te am cântat și cu noi wow, la început. a fost super. A fost ca o petrecere cu prieteni, cu familie. Asta am vrut, am vrut să ne simțim foarte bine, n-am vrut să simt presiunea pe acest eveniment, că știi, mamă, să... Nu, Ia am, zis, -am zis la Andrei, că am zicea bă, dar trebuie să stăm și i-am iubitul meu, oamenii care vin la nunta noastră au mai fost la multe nunți, vor mai merge și la multe. Dar nunta noastră, cu ajutorul Dumnezeu, o să fie singura nunta noastră din viața, din viețile noastre. N-avem cum să Păi să ne distrăm, e seara noastră. Și v-ați distrat. Am și ne-am ce... distrat, <laughs> da. Ați dat Ideea este că a trecut atât de repede și pentru mire și Mirea să începe ziua la șase dimineața, că la da, da. machiaj, la por, la... Abia la petrecere mi-am dat seama ce se întâmplă, că eram, hai, acum filmăm mai, hai, acum să pozăm acolo, hai să facem poză cu, știi? Dar a fost frumos. A fost frumos. A fost, chiar a fost frumos. Una dintre cele mai frumoase zile din viața ta? Una dintre, da. Am multe, slavă Dumnezeu, am multe zile frumoase în viața mea. Și unele care n-au așa o însemnătate de asta, știi? Da, pentru mine au o zi frumoasă. Uite, am fost toată cu Andrei în Portugalia și ne-am plimbat cu barca și am văzut un banc de delfini. Cred că erau vreo 30 de delfini. Uh. Am început să plâng așa, nu puteam să... Nu puteam să... să așa m-am mai exprimat emoția, frumusețea, frumusețea, naturii, frumusețea da. Naturii. Și aia a fost o zi minunată în viața mea și că s-a născut copilul și când mai multe zile cu Andrei minunate și... Dar da, a fost una dintre topul 50, 100. S-a speculat că ați făcut o avere de nu de nu e adevărat? Da, ne de noi. Dar asta și făcut așa. ai de gând să mai revii în televiziune? Da. Da. Dar atunci când ești tu bine? Atunci când sunt eu bine. Ca să fiu omul pe care oameni, persoana pe care oamenii o îndrăgesc, că eu, în esența mea, sunt un om minunat. Îmi place să fac oamenii să râdă, îmi place să, să, nu știu, am o energie bună, toți oamenii. Bă, când stau cu tine, parcă și de viață și bă, ai așa o... Dar atunci când nu că sturicioasă, când, știi, atunci sunt un moment când sunt down, știi? Și mai am momente de astea și am nevoie să-mi revin 100% ca să fiu eu, să fiu Gina. Care, aia. Aia care știi aia tu aia că care, ești. da, aia Gina pe care o știu eu. cum ai adică cum ai trăit despărțirea celor trei colegi ai Da, nu știu ce să zic despre treaba asta. Îmi pare rău, nu. Mie îmi lipsește mi-e dor de, de echipă, mi-e dor de îmi lipsește. Înlipsește, lipsește și Asia Express, că eu, adică acele două proiecte sunt proiecte în care mi am investit foarte mult emoțional. Că eu atunci când mă bag într-un proiect de nivelul ăsta, nu mă, îmbrac, nu mă bag ca să-l văd ca pe un business. Din păcate. Că, la urmă, toți avem facturi la sfârșitul linii. Mă bag pentru că eu cred în ăla și vreau să fac tot ce-mi stă în puterea mea să iasă bine. Și uh, sunt două proiecte care au loc în sfârșitul meu și lipsesc. Dar uh, eu am nevoie de mine un pic să mă adun și, să, și copilul are nevoie de mine să fiu cum trebuie și, na, nu știu să zic mai multe despre plecarea băieților. Te uiți la că șef nu, la nu, cuțite nu. și la America spus, Te uiți? Nu, că mă doare. <laughs> nu pot să mă uit. Mm -mm. Nu. Te nu. emoționează, nu? Și asta și e... Știi când crești un... Când copil. crești ceva... Nu, copil, că nu... da, când, un fel. Știi? Când crești o plantă, o uiți tu și pui în grășământ și îmi cureți, îi ștergi fiecare ia frunză ta. și îi dai energie, ia ta, știi? și pe urmă să o vezi așa într-o ăsta, parcă știi închizi ochii și te pe lângă și te doare și mă doare când lipsesc, când lipsesc pentru, pe sufletul meu era Asia Express foarte mult, ca fel de a fi era, mie mi îmi place îmi place să merg în, eu sunt un semutabil, ca și horoscop sunt un om care îi place să descopere locuri, eu nu sunt eu dacă mă închiz într-un birou, mai am nu pot, eu trebuie să fiu liberă trebuie să cunosc oameni, să vă locuri să simt energia locurilor, să asta, să, sunt bucur vizual cu, cu tot felul de peisaje, eu ăsta sunt, omul ăsta sunt. Și nu. Mă mai uit așa din când în când la ce postează pe paginile de Instagram, dar nu pot, mă doare. Mă răscolește, știi? Noi ne cunoaștem de aproape, cred că, 15 de ani de zile, sau poate mai bine, 2006-2007. Un <laughs> nenică. Da. Și citam un studiu publicat de curând care spunea că Instagram a creat un puternic sentiment narcisist la femei, adică poze, video provocatoare care femeile vreau să vadă, știi ce zic, cu filtre, cu toate astea, să vadă cât mai frumoase decât sunt. Cum se pare asta? Ia, asta e... ca dacă pici în capcana aia, să jocă cu mintea ta. Mm -mm. Trebuie să... Trebuie să... Bă, uite, slavă Domnului, că eu dacă merg undeva, pot să las telefonul deoparte. Deci dacă merg la munte sau merg undeva, într-un, nu știu, în vacanță, eu nu simt nevoia să stau pe telefon. Eu stau pe telefon că merg undeva într-un și trebuie să aștept 10 minute, un sfert de oră, jumătate de oră, atunci o stau. Mai comandă, da, da, mai exact, da. Să... Dar încă nu sunt, nu sunt dependente de, nu, de nu, bine, nu, nu cred că o să mai ai cum să da, mai mai încolo. Da, da, incolo, nu da. Cred, nici nu cred. Eu dacă mă duc cred la... E pe de generație. Da, da. Mă uit la copiii care, pe care îi văd așa adolescenți și astea sunt pierduți, în, sunt absorbiți da, de pare ăla, De virtuală. Ai văzut, să apare la, la, la duminica sau ceva câte, câte ore pe da. da. Și mai apare șase ore, șapte ore, în to toată săptămâna. Nu pe social da, media, pe totul. Da. Și sunt alți oameni care spun că petrec 9 ore pe zi. De ce? Nu-ți mai dă nimeni înapoi cele 9 ore. De ce? De ce să-ți faci asta? Doamne, când încă trăim într-o lume minunată, Bucură-te, frate, de ea, bucură-te de, de natură, bucură-te, reconectează-te cu familia, cu prietenii, cu tine. De ce să-ți faci asta? De ce să-ți... Da, și eu mai folosesc filtre de culoare sau... Dar de ce să mă ui la mine doar de dragul mamă, ce mișto ei sunt aici? Și mă uit în oglindă și zic, hai de viața mea cum arăt, știi? Nu, eu, eu aici am întrebat, că ți-am pus o că mă refer la, da. la asta, că sunt extreme, care le vezi normal da. și după aia ne, ne Dar... machiate și și te sperii. Trebuie să fii un pic copt, așa, știi? Să ajungi la... Să fii... Ai și o inteligență emoțională. Să fii un pic... Să fii trecut în viață. Eu n-am acum... Eu acum... Eu de pe la 30 de ani, dacă mă, îmbrac într-un sac, eu n-am probleme, pentru că știu că eu ca fel de a fi și atitudinea mea sunt mult mai știu decât să acolo, dacă vreau să fiu mișto. Înțelegi? Adică nu, nu cad în capcana asta. Și aia trebuie să ai foarte mare încredere în tine pe care unii oameni nu au și se păcălesc cu finte de alea și mai fac nu știu ce în face-up sau nu știu ce, se subțiază, se lungese să... De ce, frate, dacă mă uit în oglinda și eu stă asta hai să mă accept așa cum sunt văd ce pot să fac eu mai bine să nu știu, îmi fac o culoare care mă avantajează mă machez într-un anumit fel Dar de ce să mă păcălesc cu alea? Doar ce, ca să-mi iau mai multe like-uri sau E mai grav asta sau e mai grav acela cu atâtea operații estetice? Că sunt femei care fac sute de operații estetice tot în neîncredere și acolo. Tot în încredere, nu? Știu că am fost pe acolo. Am cum? fost pe acolo și e... Eu încă plătesc scump pentru greșelile pe care le-am făcut. Că, din păcate, eu n-am nimerit cea mai bună zi a... Doctorului. Doctorului. <laughs> și a trebuit să plătesc, că dumneavoastră zi a zis, te mănâncă în fund, stai, că te că ar fi eu simpatică, iau pe -am peste ceafă. Na, e de încredere. E de încredere, e riscant când ai un partener lângă tine care nu te susține pentru că am fost și în relațiile alea în care cumva să nu te piardă sau cumva să te domine sau să te, știi, te face să te simți mai puțin mișto, mai puțin frumoasă, mai puțin și te începi să te ofilești și zici, bă, ia dacă îmi pun eu mai mari ți le pui, să uit la tine mișto o săptămână, ia dacă îmi fac eu nasul mai învânt, ia dacă și te fapt cai într-o capcană Ești o, că... ești, o femeie, ești, o, femeie, frumoasă, ești o femeie care debordează de, 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 încredere, da? Asta a luat timp ca să ajungi să... Da. Era oricum și când era mică și săracă și mai îmbrăcată, mai sărăcioasă, doi știam, adică, bă, știam că sunt o mișto, că aveam simțul umorului, că, adică nu m-am bazat niciodată pe partea asta super sexuală, senzuală și să vin într undeva și să fiu de-aia mamă, o să pice bărbații pe spate. Nu, eu, pe mine mă plăceau femeile, în primul rând, că eram super mișto, și pe urmă plăceau și bărbații, că au ce mișto e gagica asta. Ca ai și să vorbești cu ea, e funny, e simpatică, da, e și frumușică, știi? Eu asta m-am bazat pe... Pe checă simți umorului. Cred că, cred că... Vorba lui fi mea, checă. checă Am văzut umorului. că știu, știu că și tu și Andrei ne uităm la podcasturi similare, citim lucruri mm -hmm, similare și mm -hmm. că suntem și, și eu și noi. Ce părere ai de lucrul ăsta că ai, văbez, ai văzut că vorbește și Jordan Peterson și asta... Dar treaba asta care femeile aleargă după această egalitate cu bărbații, să fie egale cu bărbații sau poate să-și depășească bărbații, aceast, acest concurs. Și nu mă refer la tine, tine și zmai, ci la femeile astea care vor să fie CEO, președinte și mai cu bols ca bărbații. Păi, nu am, nu. Ce, din, ce pot să spun așa din ce observ eu? Da, noi suntem puternice. Nu știu de ce noi am fost numite sexul slab. Bă, să ne vezi cum cărăm fizic niște chestii, să vezi cum suportăm niște dureri pe care știu clar că bărbații nu l-ar putea suporta, știi? Și suntem foarte puternice. Ideea este că ce simt eu că se întâmplă acum de ceva vreme este să ții omul ocupat, să ții mama ocupată, să-și dorească să ajungă acolo sus. Și ajunge acolo să și ce ai realizat? Ok ai crescut, a crescut un copil fără tine sau mai mulți, ți-ai pierdut familia că soțul la un moment dat se simte singur și divorțează sau partenerul de viață, sau partenera, știi? Sau își găsește alta că da. Lipsa. Cred că, cred că am, cred că din ce... Na, da, da, poate da, da, vorbesc da. Prostii, dar ce, ce... Cred că cumva se, se plantează asta în mintea noastră. Ca să fii, să arăt că ești puternică, trebuie să obții. Noi știm că suntem Succesul noi știm că suntem puternice. Noi știm că doar noi putem ține o familie. Noi știm că doar noi putem să suportăm durările facerii și anumite dureri. Noi știm asta. Noi știm că eu știu că dacă vreau să mut ceva din casă, eu am puterea să o fac. Și fac asta. Dar nu mai bine rămân în încă copilul meu să-l cresc? Pentru că el e viitorul. Și ca să controlezi un viitor, să-l faci cum vrei tu, țineți copiii, țineți mamele departe de copii oferă la o iluzie că ajunge mare. Da, poți să faci asta, dar cu ce preț? Ai uh... Țineți păr tatăl de parte de copii, ține copilul de parte de credință și faci viitorul cum îl vrei tu. E Peterson într-un... Uh, Jordan Peterson uh, într-un podcast la Joe și spune exact cum ai spus tu acum. Da, dacă vrei să ai 40 și ceva de ani, să fii o femeie de succes, să fii un CEO, să conduci 2000 de bărbați să ai salariu de 2 milioane pe an sau nu știu cât bonus și când ajungi acasă, acasă seara să n-ai bărbați, să n-ai copii, să-ți deschizi o stia, te duci, să să fumezi și o țigare. Bravo, fo, dacă asta, dacă asta te face fericită. Deci de unde o să fii la 60 de ani? Eu cred că o femeie puternică de succes e femeia care are un copil dezvoltat emoțional cum trebuie, care are pace în casă, pentru mine, eu aia vreau, spre aia tind, știi? Chiar dacă și eu am treabă, și eu fac treabă, uneori pot ca cu bărbatul meu. Dar, pentru mine, cel mai important, succesul meu, este să am familia frumoasă, unită, să am pace în casă și în suflet. Pentru mine, ai succesul. Acolo, gătește, spre gătește Gina Pistol? Da, gătește. Gătește, ce gătește. 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 Ce, 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 vreau eu? Paste, gogoși, ciorbe. Sarmale nu mă bag, n-am răbdare. Eu dacă ce... Ține dietă fac... Gina Pistol? Băi, nu mai ține săraca, că nu are timp. Că și ea ține dietă, trebuie să fie foarte organizată. Să ai un mic dejun, un prânz și o cină, mici cu stărânt, trebuie să mai ași și la sală. Nu am, am, am. Eu am stabilisem că anul ăsta, zic, fac terapie pentru suflet vreau să petrec mai mult timp cu mine, să fac, să nu știu, să mă duc pe munte, să mă duc la țară, să înșea și să fac, să mă apuc de sală. Am sunat pe Carmen, pardon, scuze, pe Carmen, de antrenarea mea, cu care mă antrenam eu când artam bine, bine, zic, bă, Carmen, dă-mi un program și fă dietă. Și n-am putut să mă țin de ele, pentru că nu am timp. Mănânci, mănânc și la ore, la ore Doamne, de iubesc mâncarea, din păcate. Și ea mă iubește pe mine. Avem o relație atât de frumoasă. da, sunt gurmandă, îmi place mâncarea. Eu dacă rup o pâine acum în fața mea și o... Caldă și niște brânză ai, și o, o ceapă și o spate, ceapă și iau sau o bucată de da, Sau un mic, N-am, no, ce vrei. Și lui Andrei place mâncarea, știu. oh, da. Da, da, da. Dar da. da, vezi că Andrei e foarte... Când Andrei de, de două zile n-a mâncat nimic, a avut doar apă. Deci, bă, am ca trei zile, nu pot, hai să... Și bro, mă. Dar la, am observat o chestie. După fără 37 de ani așa, nu mai ascultă corpul cum asculta înainte. Adică dacă nu mănânc o zi acum, nu se vede nimic. Practic trebuie să nu mănânc o lună. Da, că se încetinește. Dulciurile? Mă, mai mult sărat. Al meu e cu dulciurile, eu sunt partea sărată. Mie dacă îmi dai niște cofrigei, mai dai un colț de pâine, eu zic să rămână. <laughs> Lu' Andrei, în schimb, să-i dai clătite, da, da, să-i da, dai... Da. Doamne! E nebunit după dulce. Eu sunt partea sărată. E să-mi dai murături. Mai faceți cu, cu, cu frățiori sau cu, frățiori? cu copilul? Eu acum îți spun sincer că dacă ar fi să aleg, n-am energia necesară să o iau de la capăt. Adică trebuie un pic să mă revin un pic după toată perioada asta. Dar dacă Dumnezeu ne mai dă, zic să rămână și asta da, e, trag de mine să... Dar nici nu îndrăznesc să mai... Adică faptul că noi avem, avem acum pe Josefin este cel mai, ce mai mare miracol de care, pe care eu îl trăiesc. Cât și Andrei. Nu. Mă la ea și zic, doamne, era... Puteam să nu am. Da, și era plus că... Dar puteam să nu am. Dacă era după, după analize. Puteam să nu am. Și uite-mă că Doamne, mulțumesc Dumnezeu. E miracol. Da. 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 Cât de importantă este credința pentru noi, pentru generația tânără și pentru oricine? Este foarte importantă. Credința e speranță. Și avem nevoie de ea. Părerea mea este că noi acum ceva timp am deschis cutia Pandorei. Asta simt eu. Eu acum ceva timp, câțiva ani, sfident, m-a întrebat într-un interviu care este cea mai mare frica ta? Și am zis că cea mai mare frica mea este să nu mă trezesc într-o zi și lumea pe care o știam eu să nu mai fie la fel. Și uite că o trăiesc. Lumea nu mai e cum o știam noi. Și acum vreo patru ani îi spuneam prietenele mele, zic, bă, am așa, eu când, eu când simt aici ceva, aici, aici, legat de oameni, legat de situații, legat de ceva, bă, niciodată nu, 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 nu m-a înșelat simțul ăla de aici, vocea aia din nu știu ce simt eu. Nu știu să explic ce simt. Și spuneam prietenilor, zic, bă, am așa ceva, îmi spune că o să se întâmplă ceva, dar nu știu, mi-e frică, mi, -e, mi -e tare, mi-e frică să nu se întâmple ceva în război, dar nu, e ceva, se va întâmpla ceva. Și nu, nu e ceva bine. Și uite că... Mai ții minte, m-am văzut, că... sigur, ai văzut? Așa e. Ai văzut un film cu era un film cu Robert De Niro și cu Jean Reno. Acum vă 20 de ani s-a numit Ronin. Da, da. Și la sfârșitul filmului, ți minte faza aia întotdeauna, eram în America și de mult, cred că până 97, ce mai mamă, câți ani, 25 de ani. Dar sigur, ai văzut mai târziu. Eram, eram la Berkeley și l-am văzut și eu o fază, o scenă unde Jean Reno el, pentru cei care, pentru generația noastră, care știu cine e Jean Reno, un actor super celebru francez și super mișto, el întreabă pe De Niro, dar cum sunteți voi antrenați? Să se pare că ăsta mm -hmm. de să dea mafio, era agenției. Mm și -hmm. agenția ei. Mm -hmm. și, îți și că prima lecție care ne învață la ei este when you, when you, have a doubt, there's not a doubt. Când ai o îndoială, aia nu e îndoială. Da. Exact ce spus, da. la, că când simți aia... Și asta e un dinamică și legat de oameni. Și tot când, când încerc să merg pe partea rațională și logică, băi, Zic, bă, ce, ce rău îmi pare că nu mi-am ascultat uh, vocea. El știe totdeauna. Oh, aici da. aici e tot, aici e tot. Nu știu, cumva eu. Am și pot rău... spune și specialistii. The body keeps the score. Totul este, everything is in the body. Corpul spune întotdeauna. Tu simți, ai văzut când, când da. E ceva și tremuri? Da. Că da. A, nu, nimic. Da. Da. Bă, dacă tremuri. Da, 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 bă, e, e clar da. că ceva nu e regulă cu tine. Dar noi, acum, nu, lumea în care trăim, noi nu mai e la fel cum o știam. Noi e așa că ne a, că ne postăm pe Instagram și încercăm cumva să. să nu vreau să pară că mă duc într-o zonă de asta dar Nu, așa, nu, e adevărul, e adevărul. Dar eu simt că parcă mergem pe gheață subțire. Asta e senzația mea. Ceva, e, e, e aproape să întâmple ceva. E totul prea bine de aproape ceva D să întâmple. Dacă ar fi trăit, bunică mai ar fi zis că trăim lumii. Da, îm, îmbrățișesc tehnologia. Dar cred că ne jucăm prea mult la Dumnezeu. Și Caracterul nostru de firea noastră nu ne permite să fim Dumnezeu. Că nu mm. suntem Dumnezeu. Mm. El avem pe Dumnezeu mm. noi, dar nu suntem Dumnezeu. Mm. Cum e de multe ori când vezi anumite persoane care pozează într-un fel, să zicem, mm. dar tu știi că înăuntru lor cunoscându-i și asta nu este lucru pe care îl, îl expun. Băi, mai am, n-am zis-o eu. A zis-o un uh, mare Kurt Cobain, parcă a zis-o. Prefer uh, să fiu urât pentru ceea ce sunt decât pentru, iubit pentru, pentru, pentru ceva ce, ce, ce nu sunt. Așa sunt și eu. Se pare că ipocrizia și că uh, e dus la un alt nivel și se pare că dacă le vinzi niște gogoși oamenilor Oamenii au nevoie să mănânce cu goșile alea. Eu, cu bune curele, eu am fost o timpul reală, bă, asta sunt. Mă place bine, nu mă place iarăși bine. Dar măcar sunt reală. Și prefer să mă înconjur de oameni reali. Am făcut parte din niște proiecte unde mă cunoșteam cu oameni la evenimente și toți erau, mamă, sper mișto, nu știu Și am fost pus și acolo, la cel mai down, știi? Fără Mâncare, fără... Și acolo am văzut Pentru mine cel mai dureros lucru a fost Că am văzut adevărata natura omului Oameni pe care eu credeam Că sunt ok și am văzut cum sunt de fapt Știi? Niște manipulatori, niște Că Uiți că ești filmat, uiți că faci parte Din poet de divertisment Și acolo Am văzut așa și nu-mi place Și nu, eu nu pot să La mine nu merge cu... Pentru că doar acolo vezi fața adevărului Mhm, uh mhm -huh, uh -huh. Da. Fără, mas fără mască. Da, na, fiecare vinde ce vrea să vândă. E plin de măști. Mm -hmm. Da. Dar eu prefer să fiu urâtă pentru ceea ce sunt, decât iubită pentru ceva ce nu sunt. E cel mai sănătos așa. De obicei, la sfârșitul podcastului pun o întrebare tuturor invitațiilor mei. Să zicem că în 500 de ani, 300, 800, 1000 de ani, Într-un metavers, într-un virtual reality, un copil se uită în ce o fi atunci. Mm -hmm. -o. Da, 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 da. Asta pe care apasă pe un buton, nu știu ce o fi. Găsește un personaj. stră se stră, străstră stră, nepotul lui Joseph da. Finch, al lui Andrei. Și se uită la, la ce vorbeam noi aici. Ia să văd mă, de menția, despre ce vorbeau atunci. Că acum există posibilitatea de a fi da. conservată și digit da, 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 digitalizată. Da, da, da. Și. În urma tuturor experiențelor acumulate de tine, din viața ta, în urma tuturor cunoștințelor și a tot ce ai trăit, care ar fi un citat, nu de la altcineva, al tău? De la sau ce sfat, al tău, Adică, băi, fraților, pentru copii, pentru toată generația, pentru oricine vei, și mai ales că ești o persoană publică, ești o persoană iubită, ești o persoană superbă, cum te, cum te cunosc și te știu, și un om bun, și ca o parte a ta care, care, responsabilitate socială, care responsabilitate pentru mediu, care responsabilitate ca o mamă și educațional. Am pus prea multe pe Nu, no, e, e, fă, nu, e foarte, întrebare foarte bună, dar sunt atât de, mi-e foarte greu să aleg exactul. Dar cred că cel principal este că nu uita că ești mai mult decât ce se vede. Amin. Și păi, adică asta simt. Să rămână mult, îți mulțumesc mult și îți îți mulțumesc că ai venit, să rămână, apreciez m -a m -a mult de tot, cum e ziua ta și viața ta, chiar din, din suflet apreciez că ai venit, să rămână plăciere. mult, să rămână mult, te iubesc și îți m -a m -a mulțumesc și pe tine și și vă iubesc și multă sănătate. Și noi. Vă mulțumim mult, nu uitați să vă, de, să vă, de să vă dezabonați, <gânt> <gânt> nu uitați să nu șeruiți, <gânt> 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 vă mulțumesc mult și duceți-vă la alte podcasturi, vă iubesc mult, noapte bună! <gnt>